Iubitorii de animale și-au demonstrat încă o dată că dragostea lor față de patrupede este doar de fațadă. În fiecare an, pe 4 aprilie, se sărbătorește Ziua Internațională a Animalelor Fără Stăpân. În cadrul acesteia, necuvântătoarele cu care soarta nu a fost deloc blândă beneficiază de o atenție sporită din partea adevăraților iubitori de animale, dar și din partea gestionarilor adăposturilor. Acest lucru nu s-a întâmplat și la Giurgiu. Deși mai toate orașele în această zi au fost adoptați cel puțin 3 câini, la Giurgiu niciun animal nu a avut norocul să-și găsească un cămin. Singurii care i-au vizitat au fost cei de la o organizație din Germania, care au ales câțiva pentru adopția ce va fi efectuată în săptămânile următoare. La Giurgiu, Ziua Internațională a Câinilor Fără Stăpân, a animalelor fără stăpân, a fost sărbătorită de noi aici împreună cu organizația cu care colaborăm. Ei au venit să selecteze niște câini care urmează să plece în zilele următoare, săptămânile următoare, însă niciun alt iubitor de animale din Giurgiu nu și-a exprimat dorința de a adopta un animal în această zi. Câte adopții avem de la începutul anului până acum? Aproximativ 100 de adopții, majoritatea au fost făcute de asociația cu care colaborăm. În prezent, în adăpostul de la Giurgiu se află 850 de câini, cu mult peste capacitatea maximă a adăpostului. Procesul de adopție durează doar câteva zile, iar doritorii nu trebuie decât să-și exprime opțiunea în scris. Cei care doresc să adopte un animal o pot face și la distanță, în schimbul unei sume de bani lunare folosită pentru întreținerea animalului.